Osemintele unui copil descoperite de arheologi în situl unei necropole dacice din grădina Castelului Corvinilor au fost expuse în premieră. Scheletul pruncului reprezintă una dintre atracțiile expoziției inaugurate la Hunedoara, alături de rămășițele unui războinic dac îngropate într-o urnă funerară, alături de armura și arma sa. Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie din Hunedoara a expus pentru prima dată osemintele unuia dintre copiii inhumați în primul secol al erei noastre la poalele unei așezări dacice, al cărui sit se află în prezent în grădina Castelului Corvinilor. Rămășițele pruncului provin dintr-un mormânt de epocă dacică. Au fost expuse lângă urna funerară a unui războinic dac incinerat și inhumat apoi alături de pumnalul său și armura sa. Am ilustrat în expoziția Preistoria și Protoistoria Hunedoarei unul dintre mormintele de înhumație, dar și un mormânt de incinerație. O mare parte dintre defuncții cercetați în această necropolă sunt copii cu vârste fragede, resturile osoase măsurând până la 60 de centimetri. Au fost o serie întreagă de ipoteze care au mers de la cea a otrăvirii copiilor de către părinți pentru a nu ajunge sclavi, până la o ipoteză care pare veridică, a faptului că, în cazul acestor copii, se consideră că sunt puri și atunci puteau fi îngropați, fără a mai fi purificați prin foc, a declarat Sorin Tincu, directorul Muzeului de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara. Necropola din care provin osemintele pruncului ascunde încă numeroase mistere. Ea a fost scoasă la iveală la începutul anilor 2000 în grădina Castelului Corvinilor. Mormintele sunt datate în jurul secolului I după Hristos, într-o vreme în care în zona Hunedoarei exista o așezare a dacilor.